La începutul anului până în prezent, cel puțin 10 autocare, în care se aflau aproximativ 400 de turiști, au ocolit muzeele de pe strada Ștefan cel Mare a municipiului Suceava, s-au făcut cale întoarsă pentru că șoferii nu au avut unde să parcheze mijloacele de transport. Marea problemă este pentru grupurile organizate care vin cu autocarele. Sunt câteva perioade de-a lungul anului când numărul de autocare este mare. Și, din păcate, spuneam, din cauza lipsei acestor parcări, grupurile refuză să mai viziteze muzeele. De ce? Pentru că autocarul nu poate opri, de exemplu, la Muzeul de Istorie sau la Muzeul de Științele Naturii, nu poate bloca circulația pentru ca vizitatorii să coboare în autocar, să urce în autocar. Și spuneam, renunță efectiv la a mai vizita obiectivele. Din păcate, problema lipsei locurilor de parcare nu se va rezolva odată cu finalizarea construcției parcajelor subterane din centrul Sucevei. Viceprimarul Viorel Seredenciuc ne-a declarat că cele două parcaje nu sunt prevăzute cu spații pentru autocare. Niciuna din cele două parcări nu au spații destinate pentru parcarea autobuzelor, iar pentru microbuze, doar dacă sunt, să spunem, cu dimensiuni acceptabile, adică nu depășesc dimensiunile unui autoturism normal. Pe lângă parcări, Suceava mai duce lipsă și de indicatoare spre principalele obiective turistice. Cineva s-a gândit totuși și la cei care vor să viziteze cetatea de scaună a Sucevei sau vor să vadă statuia lui Ștefan cel Mare. Dacă vă aflați în parcul Șipote și vreți să ajungeți la cetatea lui Ștefan cel Mare sau în muzeul satului bucovinean, atunci trebuie neapărat să vă ghidați după indicatoarele pictate pe copaci. Atât conducerea Muzeului Bucovine, cât și cea a primăriei Suceava sau direcției silvice, desmint că ce-ar fi descoperit veleități de pictori și aruncă vina indicatoarelor pictate direct pe copaci pe tinerii teribiliști.